Ministrul Educației Sorin Câmpeanu le transmite părinților că stocul de măști pentru elevi este arhisuficient, mai exact de 30 de milioane, și că siguranța copiilor este prioritară în anul școlar care va debuta pe 13 septembrie. Reacția lui Sorin Câmpeanu vine după ce reprezentanții ai părinților i-au transmis indirect că se tem că măștile statului nu sunt atât de sigure. N-ar fi chiar toate medicale, adică foarte sigure, pentru că executivul nu ar avea bani pentru o asemenea achiziție. Pe de altă parte, Sorin Câmpeanu le-a reamintit că specialiștii au permis inclusiv măștile textile în școli anul acesta. Dacă ne uităm la declarația doamnei ministru, nu știu dacă sunt măști medicale alea care acum sunt 0,50 de bani în farmacii. Ai nevoie, dacă vor într-adevăr să avem măști medicale, sunt alte costuri. Și nu știu dacă statul român poate să suporte un astfel de cost la 3 milioane de elevi zi de zi, măști care ar trebui schimbate cel puțin de două ori de-a lungul unei zile de curs. De cealaltă parte, ministrul educației anunță că statul român este pregătit cu măști pentru toți elevii. Avem 30 de milioane de măști în stocuri la dispoziția școlilor. 30 de milioane. Este un stoc arhisuficient. Recent, ministrul educației anunța că există peste 13 milioane de măști medicale în rezervă de stat, iar DSP va direcționa din ele către școli. În plus, el anunța că specialiștii recomandă purtarea măștilor medicale în școli, dar că de anul acesta sunt permise inclusiv cele textile. Nu va fi o problemă din perspectiva măștilor. Există în fiecare zi echipe mixte, prefectură, DSP, autoritate locală, inspectorat școlar județean, care monitorizează starea școlilor în vederea deschiderii anului școlar în siguranță.